Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-a regăsit la un nou clip cu Spin Tires, dar înainte ca să încep acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like dacă mă susține și vreți să postez cât mai multe clipuri cu Spin Tires. Ok, după cum bine vedeți, am decis să mai filmez un nou clip cu acest joc pentru că am văzut că v-a plăcut mult episodul anterior și am zis să mai filmez un clip. Ok, hai să vedem ce o să reușim să facem în acest episod. După cum bine vedeți, am o mașină nouă, o mașină pe care n-am mai folosit-o până acum. Sper să se miște bine, să nu fie drop frame-ul sau lag. Ok, hai să vedem dacă o să reușească mașina să meargă. Perfect. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă mă susțineți. Și vreți să postez cât mai multe clipuri cu Spin Tires. Hai să vedem, încet merge, dar aparent se mișcă bine. Am văzut că în general vă plac episoadele cu Spin Tires. Hai să vedem dacă putem merge așa. Nu știu, am să încerc să joc și cu volanul când filmez. Am jucat odată eu off-camera și zic că e mai ok decât cu tastatura. Hai să vedem. Ce mamă, de ce noroi aici. Poate eu să-mi bag și moduri și ca să pot să mă duc și cu alte utilaje, să nu le mai folosesc pe toate în același episod. Cu siguranță în episodul următor o să utilizez alte utilaje. Sau folosesc alte utilaje ca să nu mă repet. Mamă, deci cum se mișcă, dar mă bucur că, na, e ok. Oricum nu o să dureze așa de mult acest episod, undeva la 14 minute eu zic că e ok. Nu vreau să le fac atât de lungi. Iată, fraților, că cu greu, cu ghin, cu vai am reușit să trecem și mă bucur acest fapt. Așa, și vreau să vorbesc puțin despre un nou giveaway, fraților. Vreau să organizez un giveaway cu CSGO Competitive, doar că când o să ajung la suma de 300, nu știu, ori 60, ori 80, depinde, na, o să văd eu. Hai să mă duc pe aici, că pe aici n-am fost niciodată. E o hartă nouă și mă bucur că nu le fac tot aceleași hărți. Hai să vedem. Mergem pe aici. În acest episod mi-am propus să utilizez cam aproximativ, sau să folosesc, doamne, să folosesc cam 3-4 utilaje, nu știu, mai multe nu. N-am fost niciodată pe aici, pe hartă, pe drumul acesta, pe mapa aceasta, mai bine spus. Hai să vedem. Merge cu greu, dar e bine că merge și acest fapt mă bucură. Ok, și fraților, mai este puțin și vine și Crăciunul. Să-mi scrieți și voi în comentarii ce vă doriți de Crăciun să primiți, de Moș Nicolae, de Moș Crăciun. Chiar sunt interesați ce vă doriți voi. Oricum o să fac un clip special în care o să vă urez Crăciun fericit, nu știu. Opa, că nu văd nimica. Aici o să ne împotmolim, din păcate. Cred că nu am făcut bine că am luat-o pe aici. Că posibil să ne împotmolim. Nu mai duce, din păcate. Mișcă ce mișcă, dar cu greu. Ok. Hai să vedem, hai că poți, eu zic că poate, eu zic că trece. Păi nu știu ce, sincer nu știu ce va fi. Eu zic că duce. Am prins totuși mecheria care era. Și nu știu, filmez continui această serie pentru că, sincer, nu e așa, nu necesită multă atenție. Pot să mai vorbesc, vă spun diferite chestii, uite că am trecut. Deci aparențele nu înșeală. Nu știu ce va fi acum de aici încolo, văd că e un drum cam complicat. Stați puțin și utilizez și mouse-ul. Nu mai urcăm. Hai că numai aici, gata. Haide că poți. Da, uite că a reușit. Oricum în curând presimt că o să... va trebui că voi fi nevoie să utilizez alt utilaj. Sper să nu fie prea tare muzica de pe fundal.
Așa. Hai să vedem că pot. Cu greu, dar merge. Mă bucur că merge. Uite că ne-am descurcat destul de... Am mers cu destul de mult timp cu acest utilaj și mă bucur acest fapt. Și încă mai mergem. Și mă bucur. De-abia nu mai trebuie să utilizez, să folosesc multe utilaje acum. Din păcate văd că e noroi mare și deja am intrat el. Nu prea văd nimic aia, chestia nasoală. De cringile astea. Mamă, deci urăsc cringile. Da, cred că aici am să fie și acest pilot. Mă bulbe și nu-mi place deloc. Aici voi înghea și cu acest utilaj. Nu știu, depinde dacă trecem. Se pare că nu. Cred că e turată la maxim, cu iese fumul, mamă. Hai să vedem. Văd că a fost puțin draw frame. A, păi aia e chestia. Prin prisma acelui fapt am trecut, că n-am fost pe amândouă. Ok. Hai să vedem. Oricum mult timp nu am să mă mai duc acest utilaj, deci acest lucru este clar. Nu știu, poate folosesc doar două, nu știu, să vedem. Eu zic că încă mai merge. Ținând că e o mapă nouă sau un drum nou pe care eu n-am mai fost sincer. Încă merge, deci iată că de această dată am avut noroc. Și mă bucur că am reușit. Ok, deci acum am prins mecheria. Nu, mamă, dar și cum, cât de bine a tras noroi acolo. Ok, și cred că aici am să închei și aceste, doamne, închei, cu aceste utilaj, ok. Mamă, mergem doar așa, ce tare. Am să mă mai duc și cu acest utilaj cât am să mai pot, după care am să închei acest episod, pentru că eu zic că e ok, nu are rost să ne lungim foarte, foarte mult. Și așa cred că a durat destul de mult. Undeva la 7 minute, nu știu, undeva la 12 minute eu zic că ok. Și așa merge greu și nu are rost. Haide că poți. Oh my god. Gen, e destul de dimineață când filmez eu, poate mă vedeți puțin adormit, dar nici mi-e scuze, e sâmbătă dimineața. Mulți mă întreabă în comentarii cum am timp să filmez în timpul școlii, chiar dacă e școală. Bine, fraților, filmez doar de vineri, vă dați seama. Ajung acasă la 3 și am timp să filmez, pentru că e vineri, na. Până seara am timp să filmez multe clipuri, pentru că așa le filmez. Stați liniștiți, să nu credeți că nu mă duc la școală sau chestii de acest gen. Doar că, vă dați seama, sâmbătă pot filma. Iar duminica, vă da, și eu le postez, că le postez joia dimineața, bine, le postez pe telefon, toate clipurile le pun pe privat. Și dacă nu credeți, puteți să mă sunați și vă dau screenshot sau partajare pe Skype și vedeți, dacă nu credeți. Chiar a venit un timp la un moment dat și mi-a spus acest acum în timp, după care i-am răspuns, normal. După care îmi întreabă că susținerea e foarte tot aceeași la fiecare videoclip, ok, am zis că nu. Poate să activ, după care vine și spune că n-am calitate și deja m-am explodat, am spus la un moment dat altă treabă, numai decât să vin să-mi spui mie că prostești. Probabil că era un oligofren care n-avea ce face decât să se ia de mine. Oricum, ieșea la blog de la mine de pe YouTube, nu mai pot să scrie comentarii, chiar dacă scrie mie nu mi-apar, deci le scrie degeaba, pierde timp. Ok, nu. Mamă, de ce noroi aici, fraților. Oricum, încă vreo 2-3 minute și va las sfârșit acest episod, pentru că nu vreau să mă lungesc atât de mult. Că tot repet asta, dar na. N-are rost să fac clipuri de lungi. Dacă postez câte două, bă, dar n-are rost. Hai să vedem.
Vedeți și Spin Tire și Who's Your Daddy, postez așa mai rar, depinde când am timp să filmez. Pe seriile principale v-ați văzut că este CSGO, 60 Seconds, Paladins. Na, nu știu, v-a plăcut și episodul cu Paladins, poate mai să mai filmez un episod, nu știu, depinde. Acum, țin cu că vine și Crăciunul, îmi cer scuze că vă spun acest lucru, dar cum să zic, videoclipurile o să apar mai rar, de exemplu, de Crăciun nu o să apară niciun episod. Nu știu, poate am să postez cu o zi înainte, două, nu știu, un episod mai lung acolo, sau poate fac un live. Nu știu, sincer, pentru că vă dați seama că nu am timp. Pentru că, na, e Crăciunul de Revelion, la fel, nu pot. Am zis să vi le spun chestiile acestea de pe acum, că, mamă, ce faci, parcă e mașină tunată. Am zis să vi le spun de pe acum, pentru că, na, până la urmă tot o să vi le spun și am zis să le spun mai repede. Ok, hai că prinde viteză. Nu, 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 o luăm pe aici. Hai să mergem noi pe aici. Mamă, cum merge Twister-ul. Ok, și sper să aude, să se audă gura mea de, să se vadă gura mea de microfon, pentru că au fost unele episoade în care nu se vedea și era cam nasol. Ok, și mai mergem încă puțin, nu știu, până o să ne împotmolim. Și am să închei și acest episod, pentru că cred că filmez de vreo 10 minute, sigur. Poate chiar mai mult, chiar mai mult timp. Nu știu, am văzut și seria de Sam, pot să o continui, pentru că am văzut că apreciați mult episoadele. Mai ales episoadele în care tunez mașini. Vă plac. Oricum, v-am spus, în fiecare episod o să tunez câte o mașină. Chiar dacă postez mai rar, dar na. Decât să fac bani, să fac tot același job în fiecare episod, am zis că mai bine să fac eu off-camera și episoade să tunez și poate să mai fac și jobul respectiv sau alte joburi să încep sau na. De exemplu, în episodul următor am să filmez, nu știu, putem să mă plimb puțin cu avionul. Scuzați că au zis telefonul că postează lumea pe YouTube, așa mi sună. Că cineva aplaudează pe YouTube. Ok, și mai mergem încă puțin, puțin și aici va lua sfârșit și acest episod. Până am să parchez undeva. Că văd că n-am avut probleme mai deloc de această dată. Deci se pare că am devenit profesionist. Uitați, aici am să fie. Aici am să și parchez. Dacă trecem. Bineînțeles, trecem. N-avem cum. Ok, fraților, uitați, am și parcat-o aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Ei bine, fraților, noi ne revedem în episodul următor cu CSGO Competitive. Deci, pa, pa!